Au făcut o primă repriză bună cu Rapid București, în care ar fi putut avea un avantaj mai mare, dar nu a fost să fie așa. Meciul s-a rupt după ce au rămas în inferioritate numerică, iar Viorel Tănase a schimbat registrul tehnico-tactic, preferând arma contra-atacului. Am încercat să le ridic moralul băieților, pentru că, din punctul meu de vedere, am făcut o repriză bună în care, zic eu, puteam să ne desprindem. În primele 30 de minute n-am făcut-o și după eliminare am capătat. Jocul cu Rapid București a trecut, iar acum urmează cel de la Unirea Slobozia. Eu zic că am arătat un fotbal plăcut și asta nu mai contează de acum, e istorie. Important e ce vom face de acum încolo. În primele două etape, Sport Club Bacău a întâlnit CSMS Iași și Rapid București, echipe de pe podium, iar în următoarea rundă va juca cu ocupanta locului secund Unirea Slobozia.